Astea sunt, cu asta defilăm, s-a resemnat Nicolae Forminte cu a treia treaptă a podiumului european pe echipe. Nu sunt coapte pentru astfel de competiții, a recunoscut Forminte, care are 2 ani la dispoziție să pregătească o echipă de medalii olimpice pentru Londra. România nu a strălucit la Birmingham și a avut doar răbufnit prin evoluția la bârna Anei Porgras sau a sola Dianei Chelaru. Amelia Racea a fost din iară, în timp ce Raluca Haidu a fost marcată de debut. După aurul de la Clermont-Ferrand câștigat de generația Izbașa Nistor, Forminte crede că actualele gimnaste nu sunt încă gata pentru o mare competiție. Asta este, atât a putut, atât au făcut. Moment de față, ce să fac acum? Să... Nu e deloc niciun fel dureros. E dureros că nu avem mai multe gimnaste, asta e dureros. E dureros că nu ai de unde să faci selecția. Dovedind fair play, Forminte l-a felicitat pe rusoaice și pe englezoaice, ocupantele primelor 2 treptele podiumului. Echipa României are în palmares 5 medalii de aur și un argint, iar la Birmingham a punctat al doilea bronz. În finala pe aparate, Amelia Racea și Raluca Haidu au obținut aur, respectiv bronz la bârnă. Tot bronz a luat Diana Chelaru la sol. Junioarele ridică și ele ștacheta gimnasticii românești la europenele de la Birmingham. 3 medalii, câte una din fiecare metal prețios, într-o competiție dominată de Rusia. Larisa Iordache este singura gimnastă din România care se întoarce acasă cu un titlu continental. După argintul de la echipe și bronzul individual al Larisei Iordache, azi prima care a urcat pe podium a fost Diana Bulimar. Timișoreanca a reușit un integral bun la paralele și le-a urmat pe podium pe rusoaicele Cristina și Comova. Cum ne-am făcut dar treaba? Se putea un medal? N-am fost foarte convinsă. La bârnă, exercițiul de argint al Larisei Iordache a avut dificultate, dar câteva mici ezitări au privat-o pe dinamovistă de un aur. Titlul a revenit cele mai medaliate gimnaste de la Birmingham, Victoria Comova, care a luat în total 4 medalii de aur și un argint. La sol, arbitrii au scos-o din calcule la o medalie pe Bulimar, care a avut acrobatică grea, dar a fost depunctată la artistic. Larisa Iordache a închis concursul cu o evoluție de aur, primind aceeași notă cu rusoaica Anastasia Grișina, cele două împărțind la final prima treaptă a podiumului. Dacă făceam cu mai multe ținute și mai mult echilibru, dacă aveam, era aur, bineînțeles, și la bârnă. Bine că ai ieșit bine, până la urmă. Sincer, mi-aș fi dorit să fie și Didi pe podium la sol și Larisa pe podium la sărituri, dar eu zic că ne-am îndeplinit obiectivele. Junioarele se întorc acasă cu 5 medalii, un aur și câte 2 de argint și bronz. Un vis pulberat și o echipă care, din păcate, în vară se va destrăma. Steaua MFA nu și-a putut depăși condiția și a ratat calificarea în finala Cupei Cupelor la handbal masculin. Militarii fără inter de valoare și cu o poartă modestă.